O bine. Noi încercăm să facem o mazăre cu pipăte făinii. Iată, le-am pus o țâră la prăjit în ulei. Le lăsăm să se rumenească un pic. Aici avem ceapă și morcovi din belșug. Bun. Morcovul îi dat părăzătoare, ceapa e tocată cu nenea ala de acolo. Nu vă uitați la bere, că aia mea. Din mazăre vă dau, din bere nu. Bun, după ce s-o călită țără carnea, adăugăm o țără apă. Dăm o țură focul mai mare. Între timp aici, ce fumăraie! Dar din ceață răsar două pulpe prăjite la grătar. Știu că le iei cu pe ele. Bun. Așteptăm să dea apă o țură în clocot, după care vom adăuga zarzavatul. No, așa. Acum, după cum vedeți, am adăugat ceapa și cu morcovii. Probabil unul or să comenteze că am adăugat prea multă ceapă și prea mult morcoști, dar cum mie îmi place să experimentez, hai să vedem ce iese. Și după stilul ăsta. Între timp, pulpele gata. Good. Așteptăm să se fiarbă un pic. Bun. Dacă ceapa a început să sticlească, atunci e perfect tocmai pentru a adăuga pasta de tomate. Bun. Una, două, trei. Dar eu pe lângă pasta de tomate mai am o idee. Wow! Good. Cât să ne pițică e o țură la linguță. Amestecăm bine. Aici avem o țără de boia iute. Și de-aia punem un piculeț, dar mai la urmă. Acum să încercăm să desfacem mazăre. Ok, deci. Depresurizăm un pic capacul. Îl ia să traiem și altă ce ușor să desfacem. Așa. Good.
nu? Lucrul ăsta a fost în plus. Și al doilea. La fel. Sper să ne rămâne două borcane. Dacă nu, nu-i bai. Mai punem unul sau chiar două. Plătim bine mazărea. Ochi-dochi. Ca să vedem. Nu mai ședuc aici. Da. Bine. Nu așa. Un sfat. Nu exagerați cu milodenile. Unii știu că au această tendință, dar eu cred că sarea și piperul sunt suficiente. Eventual un pic de boia de ardei duse la urmă sau, cum am folosit eu acest hot ketchup, un piculeț. Bun. Haideți să punem și mazărea. Două borcane sau mai scoatem unul? Eu cred că mai trebuie să mai scoatem unul. Da, așa se pare. Așa se pare. Dar, până una alta, hai să mai completăm cu niște apă. Ia că trebuie pe al treilea. Dacă nu e suficient, îl punem și pe al patrulea. Nu. E cratița mai multă, da? Bun. Bun. Să mai cratim o dată. Așa. Să o punem aici. Bun. Ia să vedem dacă mai e necesar. Bă. Nu cred că mai e necesar. Cred că e suficient. Da, bun. Acum. După ce am pus tot acesta pe sec, facem un pic de apă mai trebă. Așteptăm să dea în clocot, după care, că sunt agramat. Lăsăm să fiarbă la foc mic, circa o oră, până se fierbe pipotajul cu inima mamei ei și pipota tatălui ei și ei, mă rog, whatever. Până atunci noi putem să bem o bere. Ne vedem peste oră. Nu așa, ca să ne lămurim câtă cantitate s-a pus, am adăugat cam 6 cepe de mărimea celei pe care o vedeți și vreo 3 morcovi de genul celui de aici. Că vorba aia românească. Unde intră morcovul coane, se face treabă.
Adică, apropo, că e intrat morcovul undeva prin părțile dorsale și între timp am uitat să vă precizez că am adăugat și o lingură din acel produs din fundal pe care îl vedeți. E foarte bun, eu îl folosesc de o grămadă de vreme la mâncare și este excelent. Și mazărea fierbe. Dar noi trebuie să mai și mestecăm un pic în ea, nu? Ia câte ia să vedem. Unii mai folosesc și un amestec de făină cu apă pentru a îngrășa sosul din ea, dar eu cred că nu este cazul aici. Nu? Voi ce ziceți? Și apoi amestecul ăsta de făină cu apă, sincer, nu prea e sănătos pentru organism. Așa că mai bio, bre, mai bio. Prea bio. Nu? Prea ca la țară. Ia să vedem cât e ceasul. Oh, mai avem circa 20 de minute de fier mazărea. No, așa. Pe lângă cele menționate anterior, mai precizez că am adăugat peste carnea fiartă sare de mare și piper. Sare de mare, iodată. Perfect așuț, draiveta taftă. Nu, așa e. Între timp, noi continuăm cu berea și o țigare. Hei, na, drăcie! Bine faci, bine primești. Numai o ia câte ce mai devreme fusei până la vecina mea, tante Aurica, o bătrână. I-am dus o pulpă friptă la grătar și ei săraca să mănânce. Și numai nu trecu jumătate de oră și ia câte cu ce se întoarce. Două ridiche albe și doi ardei iuți. Apoi ardește aiuți, chiar îți bun la măzărica mea. Sucoticul și ea fierbe. Da, bine, o să-ți timpul să adăugăm și un pic de boia de ardei iute. Uite așa, o țurică numai. După care mai amestecăm un piculeț în ea. Mazărea este aproape făcută. Bun, dragilor. No, așa. Vă asigur că este extrem de delicioasă, cu un iz ușor de ceapă, pentru că am adăugat mai multă, dar am gustat mie. E perfectă pentru mine. No, mă rog, acum ar putea fi perfectă și pentru voi. Oftă bună, dragilor! Bye-bye.